Guys, nu-mi vine să cred, sunt extrem de trist, am făcut o boacănă și m-a dat mami afară din casă și m-a lăsat afară doar cu 50 de bani, guys. Mama m-a supus la cel mai mare challenge din viața mea și anume să supraviețuiesc 24 de ore cu 50 de bani. Pentru cei care ați mai urmărit clipurile de pe canalul meu, știți că am mai încercat să fac chestia asta în iarnă, să transform 50 de bani într-o mașină, dar nu a funcționat, nu a funcționat pentru că e foarte greu să faci asemenea lucruri, dar astăzi suntem pe level easy, nu cred că e așa de greu să supraviețuiești 24 de ore cu 50 de bani. Vom vedea, vom încerca. Nu uitați să rupeți butonul de like, să facem cât mai multe like-uri dacă vreți partea a doua, pentru că la partea a doua voi încerca să supraviețuiesc 3 zile, 7 zile și într-un bun final 30 de zile. Așa că dacă această serie va fi apreciată, voi încerca să supraviețuiesc cât mai multe zile cu 50 de bani. Poate mulți vă întrebați cum naiba o să supraviețuiești tu cu 50 de bani, că nu poți să-ți cumperi cu 50 de bani nici o sticlă cu apă, ești nebun la cap. Ei bine, o să încerc să fac cât mai multe trade-uri cu această monedă de 50 de bani. O voi da la schimbul unui obiect, acel obiect îl voi da la schimbul altui obiect, tot așa până voi ajunge la suma modică de 100 de lei, suma minimă de a putea înopta și dormi undeva în seara asta, pentru că ce credeți că am făcut până acum? M-am interesat și eu unde pot să dormi, ești nebun la cap, și am găsit o cazare la 100 de lei. Arată și ea deplorabil, dar asta este, n-avem ce să facem, trebuie să dormim. Așa că goalul nostru de astăzi este să bem apă, să mâncăm și să dormim. Asta este definiția supraviețuirii la mine. Hai să dăm bătaie și să vedem câte trade-uri putem să facem cu această monedă de 50 de bani. Voi chiar credeți că nu o să duc acest challenge până la final? Ei bine, vă salut de pe canapeaua apartamentului în care să înoptez în această seară și uitați-vă ce e acolo, un televizor. Un televizor la care o să vreau să conectez consola de gaming de Boosteroid pe care am primit-o gratis după ce mi-am făcut abonamentul de un an. Consola ține loc de PlayStation, ține loc de Xbox și este mult mai mică. Doar trebuie să bagi în televizor în portul HDMI, să conectezi un controller și bam, gata, te joci în voie. Pe lângă chestia asta, dacă îți faci abonamentul anual, o să beneficiezi și de serviciile Boosteroid, așa că când ajung acasă, o să pot să mă joc și eu frumos de pe calculator noile jocuri apărute, chiar dacă nu am ultima placă video cumpărată. Mă joc jocurile direct din browser, așa că nu mai trebuie să le descarc să-mi umplu memoria. Este foarte, foarte ușor. Boosteroid mi se pare că este, nu știu, serviciul viitorului, frate. Așa că intrați și voi pe primul link din descriere și încercați-l. Acum hai să băgăm consola și să ne jucăm pe televizor! S-ar putea să murim de foame astăzi, la câte refuzuri ne-am luat să moară Jacksona, dacă nu. Salutare, drag cuplu tânăr! Vreți să apareți într-un vlog? Nu vreți să apareți într-un... El vrea să apară într-un vlog. El vrea, de ce nu vrei? Bă, fiane, le fac un challenge puternic, puternic rău de tot. M-a dat mama afară din casă, nu mă mai ascundă voi așa puternic. Și bă, frate, n-am decât 50 de bani la mine. Nu știu dacă ai văzut vlogurile de genul ăsta. O să trebuiască să fac trade-uri toată ziua din această monedă de 50 de bani să pot să-mi permit o noapte de cazare. Ai ceva să-mi dai în schimb la această monedă de 50 de bani? Bani sau? Ce vrei tu, ești nebun? Poți să-mi dai un pix, poți să-mi dai o agrafă, poți să-mi dai orice, orice mai valoros de... Bă, pleacă bă de aici, nu pot să cred. Zic cum ești pe Instagram, să moară Jacksona, dacă nu, zic cum ești. Băi, Sami, băi, te pup, frate, nu vine să cred, băi, fraților, deci ideea asta, să moară Jacksona, deja prinde contur, bro, te pup, mersi mult de tot, să vă țină, să fiți fericiți. Îl iubești? Îl iubești mult? Maaa, vine, mă, frățior, bă, te pup, bam. Bună, do you speak Romanian? No, English. No, English, just English? Do you speak English? Yes. Bă, frate, băi, mă lasă mișto, chiar nu vorbești română? No. Bă, pleacă de aici că tu vorbești română. Bă, tu vorbești română. Where are you from? Bulgaria. Bulgaria, very nice country. Do you want to appear in a vlog? No. Okay. Bă, să moară Jacksona, toată lumea s-a înstrăinat, toată lumea vorbește engleză, nimeni nu vorbește română când vede camera, dar cum pariu că 99,9% din cazuri toți sunt români, ești nebun? Vezi că te filmezi, zău, pe bune! Să moară Jacksona dacă nu apari, unde vrei tu? Te pup, ce faci? Vezi să apareți într-un vlog? Da, apareți? Da. Pe bune? Fără mișto, da? Așa. Bă, frate, fii antena aici, care e faza? Astăzi filmăm un vlog în care supraviețuim 24 de ore cu 50 de bani. Să moară de la 50 de bani. Bă, stai, deci ați mișto rău de tot. Bă, fii antena aici, nu că vreau bani, cu împrumut, fii antena, de la 50 de bani am ajuns la 10 lei, frate. Și trebuia să ajungem de la 50 de bani la 100 de lei ca să ne permitem o seară de cazare în cel mai prost hotel din, din București. Băiatul ăsta e uimit rău de tot. Așa am fost eu când am primit, când am văzut note de la BAC, așa am fost de uimit. Fii antenă, am 10 lei, am ajuns la 10 lei. Ce poți să-mi dai în schimb la această bancnotă de 10 lei, în așa fel încât eu să fiu pe profit? Nu-ți dau țeapă, ți-am zis din prima. Picheta aia big de care e 1,50 lei, a fost la tine în mână și acum valorează undeva la 75 de lei. Eu n-am nimic, dar prietenele mele ucrainice au. We have something to give him for a YouTuber. We are YouTubers. Ba puțin că din 3 englezari puternici rău de tot de nemurdărini, așa iese unul, unul iese. We do a vlog. Gata, cam atât. Pray for Ukraine. Pray for Ukraine? Yes.
first of all, and second, we film a vlog and we want to transform 50 cum dracu zici bani, mă? Lions. We want to transform 1 leu, you know, 1 leu, but this is 10 leis because we evolve, you know, and we want to transform 1 leu to 100 leis. Do you have something to change? Auză, tu ești Antonio Picans? Nu, frate, Marco Glass. Dar ți-ai dat jos masca, nu? Do you have something? You don't understand. You have something to exchange for 10 leis? No, you don't have 5 minute irosite. Vă pun, mă, băieți, au spus de treabă măcar. Da, mă, frate, nu te supăra, băieți, apare într-un vlog? Nu. Dacă toți băieții ar fi ca Sami să moară Jackson, dacă nu acum deja aveam milionul, dar e greu rău de tot să moară Jackson. Frate, fac un challenge, încerc să supraviețuiesc 24 de ore cu 50 de bani. Crezi că e posibil? Ba nu. Pe Andrei, am plecat de la 50 de bani și acum am 10 lei. Mai trebuiesc 90 să ajung la 100, ca să pot să mă încazez undeva, pentru că n-am voie să dorm la mine acasă, ca și cum, știi? Ai ceva să-mi dai în schimb la astea 10 lei? Ba nu știu, stai așa să mă. Ia să vedem. Îmi dă la 10 lei 15 lei. Ce a făcut? Îți dau mai mult, dar ții și banii. Bă, nu facem din asta, nu? Deci trebuie tot profitul trebuie să vină din aia 50 de bani. Dacă i-am acum pe ăștia, eu trebuie să ți dau pe ăștia. Înțelegi? Nu am cum să rămân cu mai mult. Mamă, stai puțin, cum te cheamă? Nicolas. Ne ajută Nicolas, prea puternic să moară Jackson. Bă, frate, oprește-te să moară Jackson, bă, filmează-l, mă, să moară Jackson, e ca la lăutari, jur. Ca la lăutari. Bă, frate, ești cu lăutari? Nu, frate, lasă. Nu ești, a? Foarte bine, frate. Următoarea piesă o scoatem săptămâna viitoare, frate. Ia să vedem. Bă, nu vine să cred. Ia, nu, ia. Mersi mult de tot, frate. Spune cum ești pe Instagram, bro. Nicolas Sarkozy fanatic. Să mă bată tataie dacă s-a terminat, bro. Mersi mult de tot. Să te uiți la vlog, să vezi dacă chiar am reușit să supraviețuiesc cu 50 de bani. Bine, dacă aș găsi mai oameni din ăștia de treabă, dai seama că ar fi super mega ușor, dar o să fie din ce în ce mai greu acum. Cu banii ăștia cred că o să merg să cumpăr, nu știu, niște. Uite, tu acum ce ai avea? De ce ai avea nevoie? Bă, nu știu, eu am vrut mai mult să le iau lor niște sucuri și. Da, vă e sete, nu? Deci că asta ar fi o idee bună de business, nu, să iau niște sucuri reci, da. Știi, într-o plasă bam bam să mă plimb pe aici să le vând la dublu preț, nu? Cred că ar fi o idee de business bună. Bă, dar. Ok, guys, hai să mergem să cumpărăm niște sticle de suc, că avem buget acum. Mersi mult tot, bro, te pup, salut. Am venit aici în boschet ca să numărăm prada, că mi-era rușine față cu băiatul ăla să numărăm prada. Hai să vedem dacă ne dați apă. Păi, dacă ne dați apă, frate, și am dat aia 10 lei și mi-a dat acum 9 lei. Ia să vedem. 1, 10, 20 și 3. Ok, guys, deci de la 50 de bani am ajuns la 23 de lei din doar două tranzacții, dar am fost refuzat cred că de vreo 15 oameni, gen fair enough. Acum o să mergem să luăm niște sucuri reci de băut, pentru că toată lumea e însetată în parcul ăsta, e cald rău de tot. Se iau niște sucuri reci, le băgăm bam bam frumos în pungă, că nu cred că îmi permit să le bag într-o ladă frigorifică, și venim aici în parc și hai să facem business, tată. M-am întâlnit aici cu băieții ăștia puternici. Băi, hai să vă zic acum pe șilau, da? M-a dat mama afară din casă, am făcut o prostie mare. Voi faceți prostii? Haide, capul meu! M-am dat mama afară din casă și mi-a dat doar 50 de bani și eu trebuie să mă descurc cu acești 50 de bani, să mănânc, să beau și să și dorm, frate, și n-am unde să dorm. Ce zici? Și fii atent aici ce am, frate. Am făcut până acum, știi câți bani am făcut? Uite câți bani am făcut, frate. Din 50 de bani, ești nebun la cap? Din 50 de bani. Stai, mă, frate, când țigă, nu ți-am cerut eu nimic. Și antena acum, eu am aici un leu, da? Am un leu, da? Ce îmi dați la schimb pentru acest leu? Ce pot să cumpăr de la voi, așa fel încât să ies în profit? Deci îți dau un leu și tu îmi dai 2 lei? Matematic corect? Da? Ce băieți, ce mă zici? Am dat practic un leu și am făcut 2 lei. Da, mă, frate, păi stai să dau un leu, tu îmi dai 2 lei. Așa. Așa. Și tu ce-mi dai, frate? Da, să mă caut bine. Fiantă-n aici, cât vrei pentru tricou ăsta? 50 de lei. 50 de lei e mult. Băi, frate, ați fost super de treabă, vă pup, salut, să fiți sănătoși și dacă vă e sete? Da. Dacă vă e sete, o să mă duc acum la magazin să cumpăr niște sucuri reci și o să-mi deschid aici un business, acum în parcul ăsta, că trebuie să fac bani până diseară, frate, nu? Da. Bine, frate, hai, vă pup, da. Salut, salut, mersi mult, vă pup. Efectiv, să moară Jackson, dar nu, cred că am mers un kilometru pe jos până la cel mai apropiat magazin. Erau mai multe magazine, cei drept, dar aveau niște prețuri să moară Jackson, dar nu, o doză de suc costa 100 de lei și am venit la un magazin care să aibă prețuri mici. O să mergem acum să iau niște doze de suc și hai să dăm drumul la business. Între timp ne-a mai văzut cineva și a mai făcut rost de 3 lei, așa că bugetul nostru s-a mărit la 30 de lei. Hai să vedem cum putem să pornim un business cu 30 de lei. Mi-e sete de nu mai pot, așa că din acești 30 de lei cred că o să bifăm și primul sub challenge de astăzi, adică o să luăm
prima sticlă cu apă, că destul n-avem bani, ce să facem? Hai să dăm drumul la business. Am ajuns aici la frigider, unde sunt băuturile reci, mamă, deci când mă uit la ele, mamă, le-aș bea pe toate, deci nu mai pot de sete, efectiv. O doză de suc costă 2,79 lei, așa că o să putem să cumpărăm cam vreo 10 și cred că putem să cumpărăm chiar și o sticlă de apă. Așa că haideți să luăm dozele de suc. Cred că o să vând o doză cu 5-6 lei și cred că din 10 doze o să facem vreo 60 de lei și ne apropiem și de momentul în care ne vom putea caza și vom putea dormi undeva, pentru că se apropie seara și să moare Jackson, dar nu am primit la refuzuri și n-avem unde să dormim, ești de bun? Și hai să ne luăm și o sticlă cu apă, că nu mai pot să mor de sete, efectiv. Cam așa arată coșul. Hai să mergem în parc și să dăm start la business. Au trecut 5 ore de când n-am mai băut o gură de apă, efectiv, deci de când m-am trezit eu n-am mai băut o gură de apă. Deci sunt așa de fericit că pot să beau și o apă în sfârșit, o apă bine muncită și bine meritată, în care am alergat după 30 de lei, efectiv 30 de lei, și acum haideți să vă arăt și cum o să începem business-ul. Avem aici captura, guys, avem o plasă efectiv plină de sucuri și o să oprim așa cu plasa, vânzătorul ambulant, ești de bun la cap. Avem aici sucuri în valoare de 28 de lei și vom încerca să dublăm prețul, adică să ajungem undeva la 56 de lei, 56,60, după care ne vor mai trebui doar 40 de lei până o să ajungem la bugetul la care o să putem să dormim și noi noaptea asta, dar între timp mai trebuie să și mâncăm, trebuie să băgăm ceva la burtică, așa că o să trebuiască să facem undeva la 105-110 lei, nu știu exact cât e ofertă din aia la Mac, dar mi s-a făcut poftă de mâncare și trebuie să mâncăm cât mai curând, așa că hai să mergem să vindem. Bă, ca să fie business-ul business, trebuie să faci și un poster ca să știe numai ce vindem, ești de bun la cap, așa că haideți să luăm aici o coală de hârtie să scriem pe ea ce vindem și la ce preț. Aici avem posterul, aici avem dozele de suc. Mă tot gândeam dacă am cumpărat o doză de suc cu 2,78 lei sau ceva în genul ăsta, mă gândeam cu cât să o vindem în așa fel încât să ieșim pe profit și m-am tot gândit și m-am gândit că vine seara, frate, și noi trebuie să noptăm undeva, pentru că nu, chiar nu vreau să dorm pe stradă, efectiv chiar nu vreau să dorm pe stradă, așa că o să le ducem la cel mai înalt preț să vedem dacă vindem ceva, dacă nu o să facem oferta, asta este, așa că o să le punem la 10 lei doza. Acum sperăm să și cumpere cineva. Bă, zic că arată bine posterul nostru. Hai să mai facem și noi aici niște din asta. Hai să-l dublăm, frate. Așa făceam când eram mic pe caietul de matematică, când mă plictiseam la matematică, fix asta făceam. Voi nu trebuie să faceți asta, copii. Mamă, ce unul am făcut să mă arăsă. Hai să facem și pe ăsta aici puternic. Bam, nu am făcut mă pe ăsta, bam. Hai, ok, bine, nu? De? Facem și 0. Bă, frate, parcă așa mai cumpăr, ești nebun la cap? Îl facem un pic mai bold, știi ce zic? Ha? Mamă, nici abilități practice n-am făcut așa. Colorăm prețul, să se știe. Practic, acum oficial o să devenim vânzători ambulanți. Ok, hai să vindem. Bă, dar ce care e faza? Noi o să trebuiască chestia asta să o și ținem undeva aici. Așa că o să trebuiască să facem cumva să ne punem de asta. Am făcut aici două găuri și aș vrea să renunț la chestia asta și să o punem cumva de foaie, dar nu știu dacă o să meargă, dar o să încercăm, ok? Mergi, ești nebun? Bă, sunt creier, ești nebun la cap, creier rău de tot. Bă, frate, businessman. Tu zici să mă dacă aici nu vorbeam de lei și vorbeam de bitcoin, cât bitcoin făceam eu azi. Gata, guys, oficial ne-am transformat în vânzători ambulanți. Suntem oficial, avem și poster, avem reclamă, avem de toate, Google Ads, tot ce trebuie. Avem și marfa aici. Hai să vedem dacă o să reușim să supraviețuim toată ziua cu 50 de bani cu adevărat. Tocmai s-a întâmplat un accident urât rău de tot în față. L-am văzut în timp ce veneam în zona asta cu parcul și mă mi-e și rușine să trec așa cu hârtia asta de un suc 10 lei. Nemul a făcut accident și s-a apare acolo. Dă-i-ți un suc. O să fac un story. Amă, când nu mai merge cu YouTube-ul, vindem sucuri. Bine, nu? Bine, rău. Vindem sucuri, să moară Jacksona dacă nu. Hai, veni la suc, veniți la suc. Ha! Ne duce capul, știi să facem banii. Luăm sucul cu 3 lei și îl dăm cu 10, ești nebun la cap. Toată lumea se uită urât pe mine, dar nimeni nu vrea să cumpere suc, frate. O să dor pe stradă azi, vă jur. Haide, capul meu. Deci s-a lăsat și seara, efectiv, să moară Jacksona dacă nu, Ștefanu, să dormim pe stradă. În parc facem vânzare puternică, că aici mai sunt magazine, mai sunt din astea, nu putem să dăm aici gherner, nu putem să dăm aici gheara. Vântul este contra mea. O să-mi acopăr asta ca să nu mai mor de rușine. Râd de toată lumea din mașini de mine, că am o pancartă pe care scrie un suc 10 lei. Nici o problemă, vă voi arăta eu că în seara asta dorm în pat, nu dorm pe stradă. Gata, băieți, am intrat pe teritoriu, uite parcul nostru în care am făcut primii noștri 30 de lei din 50 de bani. Cum am făcut? Nici eu nu știu. Bună, fetelor, nu așa că vreți să apăreți într-un vlog? E ok. Nu pot să cred, chiar e ok? Da.
Mamă, ce refuz? N-am mai văzut niciodată refuzul ăsta, e ok. Bă, să zic, nu vreau, dar nu, e ok. Cu plăcere. A, uite-mă pe oamenii mei. Bă, frate, ți-am zis că vin cu sucul. Ia uite-mă. Bă, ți-am zis, uite, datorită ție am luat sucurile, frate, ești nebun la cap. Da. Bă, fii atent dacă mai rămâi prin parc și eu mai sunt pe aici. Da. Vreau să-mi zici cât ai făcut până la final. Păi 100 de litri să fac, ca să dorm. Tu te crezi. Ca să dorm, mă, frate, da. Bună, fetelor, vreți să apăreți într-un vlog? Nu chiar. Dar stai puțin că voi deja aveți suc. Mi-am luat țeapă, frate, mi-am luat țeapă, ești nebun, am fost să pun suc la fete care au suc, au ceau și pentru mai târziu, ești nebun la cap. Hai, luați oameni care nu au suc. Uite, fetele de acolo nu au suc. O să mergem să le vedem un suc prea puternic și rece, care de fapt cred că s-a cam încălzit un pic, dar asta este. Nu ne-a văzut. Bună. Ce mai spune? Vreți să apăreți într-un vlog? Da, bine. Chiar trebuie. Fac un challenge în care supraviețuiesc 24 de ore cu 50 de bani. Am ajuns la 30 de lei și cu 30 de lei am cumpărat toate sucurile astea. Vreți să luați un suc de la mine? E un suc 10 lei. Vreți să mă ajutați și pe mine să cumpărați un suc de la mine, vă rog? Da. Că toate sucurile care să le am aici, dacă le pun la 10 lei, valorează 1 milion și cu 1 milion să pot să dorm și eu noaptea, să-mi iau și eu un Airbnb să dorm, pentru că madama m-a afară din casă, mi-a dat doar 50 de bani. Trebuie să mă descurc, înțelegi, în viață trebuie să te descurci. Deci așa că alegeți-vă un suc, e 10 lei. Am Sprite, Cola Zero, Pepsi, Twist. Cola Zero aici. Bine, fetelor, 20 de lei. N-am POS, n-am Revolut, doar cash, accept doar cash accept. Ok, cât ai acolo? Ai 20? Da. Mai numărăm, îi acceptăm direct, avem primit 20 de lei, tată, să moară să înțeperească dacă nu. Mersi mult de tot, fetelor, vă pup. Suc, hai la suc, suc, avem suc. Vreți un suc? Am 10 lei. Zi-mă, adevărat, vrei un suc de la mine? Ai rest? Cam 100 de lei. Ce să moară copiii mei într-o locație. Supraviețuim 24 de ore cu 50 de bani. Că am ajuns la punga asta prin sucuri. Mai devreme și mai devreme la mine. Până acum am mai făcut 20 de lei. Bun. Până la final îmi iau un Airbnb și doamna fratele tău 100 de lei. Vreți să cumpărați și de la mine un suc? Doar 10 lei. Da, deci un suc. Bine, alege ce suc vrei de aici. Bam, bam, bam. Fanta, îți place Fanta? Da, de ce îți place Fanta? Vrei și tu, mă, frate? Bă, frate, eu nu trebuie să am nimic, ce tot vreau pe el, la cal POS, șuste. N-am, frate, POS, doar cash. Hai de capul meu, 20 de lei, deja cu 20, 40. Ia, frate, sucul. Tot Fanta. Dă-te-mă 60 de lei pe un suc, să mă lasă, dacă dai 60 de lei pe un suc, te las să faci promovare pe Instagram. Lasă-mă, bă, dracu, n-am mai intrat pe Instagram de 2 săptămâni de zile. Bum, să mă lăc. Lasă-mă, bă, dracu, că lasă-mă, dracu, cu nepoții ăștia-i mei, că-ți bag un milion. Băi, vă pup, mersi mult de tot, salut, frate. Salut, mersi mult de tot, te pup, frate, mersi mult de tot. Avem 40 de lei încă, 6 sucuri vândute. Putem să dormim, dar după mai avem nevoie de vreo 10 lei ca să nu știu trebuie la mine, ca să băgăm și la stomac. Vă pup. Până acum avem câți bani avem, mă, până acum? 40 de lei? Da. Avem 40 de lei, până acum avem 6 sucuri de vândut. Hai să avem spor la vânzare, că nu mai pot, deja s-a noptat, deja să face noapte, deja nu mai pot, de când stăm și ne chinuim cu ăștia 50 de bani, trebuie să vină cât mai repede sucurile, că mi-e foame, dar nu mai pot. Salut. CST. Și eu mă gândeam, bă, frate, mă gândeam că CST. Știi că mă gândeam la tine când m-am dus la magazin că CST. Vrei să apar într-un vlog? Dacă vrei tu. Așa, gata, avem acordul, acum putem să filmăm. A, piantele, frate, fac un challenge în care am plecat de la 50 de bani și am ajuns la cât crezi, frate? 40 de lei. Avem pe buzunar 40 de lei. Și aici în plasă mai avem marfă de vreo 60 de lei pentru că sucul la mine e mai scump, e mai cu date, cu vine cu artifică, cu date, înțelegi? Piantele aici, vrei să cumperi un suc de la mine? Costă 10 lei și cu banii ăștia o să pot să-mi iau și o cameră să dorm undeva pentru că m-a dat mama afară din casă și trebuie să supraviețuiesc, trebuie să n-am voie să dorm la mine acasă, trebuie să-mi iau o cameră. Vrei să cumperi? Da, mamă, să moară Jacksana, asta e băiat, să moară Jacksana, dacă nu. Ia, mă, ia. Dar nu spune că le-i pentru tine. Ce? Nu, le-a pentru mine. Așa, da. Ia. Mamă, să moară Jacksana, ce mă bate, mă bate hârtia asta în față. Bravo, frate. Te pup. Mersi mult pentru ajutor. Te pup. Pa, pa, vă pup. Vă pup, să vă țină, să fiți sănătoși. Pa, pa, vă pup. Hai că mai făcut 10 lei, tată. Efectiv vântul ăsta nu mă lasă să fac vânzare, efectiv, să moară Jacksana. Și mă pus și la cap. Cred că vrea să dorm pe bancă, să mă van vântul ăsta s-am prietenit cu mine, efectiv. Hai să mergem și noi să vedem dacă facem și noi este bani. Bun la cap, frățiorul. Încă 5 doze. Și ce trebuia? Un scotch. Un scotch era minunat, era magic. Salut, frate, ce faci? Salut, frate, bine, tu? Bine, uite ce să fac, mă, frate, nu mai merge cu YouTube-ul. Așa. Nu știu dacă mă cunoașteți de pe YouTube. Nu mai merge cu YouTube-ul, frate, și m-am gândit să mă apuc să vând sucuri, frate. Da, bine, asta e o glumă. Fac un challenge, frate. Ești nebun, am plecat de la 50 de bani și acum pentru un moment ăsta am 50 de lei și vând sucuri la 10 lei, frate. Nu știu, am Pepsi, Sprite și Fanta mai am. Frate, dacă primești pe Revolut. Ai pe Revolut? Fac acum, repede. Da? Te mai duci cu fratele Tupac?
suc de gama, frate. Eric. Și vrei să cumperi un suc de la noi? Da. Dar nu ți se pare cam scump 10 lei? Nu sunt bani o problemă. Nu sunt bani o problemă, frate. Ia, frate, ce suc vrei? Avem aici, mai avem Pepsi, Sprite, Fanta. Fanta. Ia-o tu singurel, că fratele tău are și microfona și uite, ia aia din capăt de acolo. Aia e frățiorul meu. Gata, te face 10 lei, frate. POS n-avem, acceptăm doar cash. Mersi mult de tot. S-o bei cu plăcere, ce să zic. Noi mergem mai departe, mai avem încă 4 doze de vândut și după poți să dormi și eu. Tu ai unde să dormi? N-am. Nici tu n-ai, păi te apucă de vândut sucuri, rățior, nu știu cum să zic, te pup, mersi mult de tot, salut băieți. Mai avem 4 doze de vândut și după mergem să mâncăm. Și după, nu știu, să vedem dacă ne lasă omul să ne cazăm cu 90 de lei, că nu prea a venit seara, ești nebun la cap. Salut, vreți să apăreți într-un vlog? Da, nu? Facem un vlog în care supraviețuiesc cu 50 de bani, 24 de ore. Și am ajuns la capitolul în care am ajuns să vând sucuri pe stradă, efectiv, frate, că trebuie să dorm undeva, efectiv, gen o facem pe bune, ești nebun la cap. Și am mai rămas cu 4 sucuri, știi cât de departe sunt magazinele de aici de Unirii? Da. Dacă vrei să pești un suc, e 10 lei unul. 10 lei? Hai mă frate, că nu e așa de scump, 10 lei o doză, pana mea. Hai mă frate, nu vrei să cumperi tu un suc, măcar ești cu iubita în parc, o ții așa pe gol, o ții așa pe sex, să moară Jacksonele dacă... Bine, hai. Cumperi, da? Da. Așa, da, mă, frate, tehnică de marketing, tehnică de marketing. Dar zi-mi întâi ce sucuri mai... Mai avem doar Pepsi și Sprite. Două Pepsi, două Sprite. Da, două Pepsi. Două Pepsi, ia frate. Bă, vezi că sunt și reci. Unu. Pleacă. Nu glumesc, uite și pe al doilea. Uite și pe al doilea, frățiorul. Bam, pentru iubita ta, dă-i-l, oferă-i-l. Cum îi-l ofer? Bam, tu trebuie să-l pupi. Bam, frumos, ce romantisme, da. Te ia pe pup, frate, mersi mult de tot de ajutor. Mai avem încă două doze de vânduți și după mergem să mâncăm și să ne cazăm, că să dormim, că a venit noaptea să moară Jacksona dacă nu. Hai că ne-am întors la băieții care nu aveau cash ca să ne ajute, pentru că, bă, frate, mai am două doze, sunt ultimele doze și a venit noaptea pe bune să moară Jacksona, chiar nu vreau să dorm pe bancă, efectiv. Asta e, frate, și mai am doar două doze de Sprite. Sper că vă place Sprite. E ok, bă, mersi mult de tot, uite frate doza. Bam, aici, frate, bă, mersi mult de tot, frate, te pup, bam, și gata, ultimii 10 lei și am făcut milionul. Bă, mersi mult de tot, mă, frate, mersi mult de tot, te pup. Salut. Salut, bă, fraților, am făcut milionul, acum hai să mergem să mâncăm ceva rapid. Și după să mergem să ne cazăm, să vedem dacă mai găsim cazare la un milion. Bă, dacă nu mai găsim cazare, trebuie pe stradă? Da. În momentul de față am strâns 100 de roni. Deși o să-mi fie greu ca din acești 100 de roni să și mănânc și să mă și cazez, o să trebuiască să le fac pe amândouă, așa că o să trebuiască să găsesc cea mai ieftină cazare din București. Sperăm să găsim ceva și la sub 100 de lei sau între timp poate ne mai ajute cineva, ești de muncă bun 10-15 lei, ești de muncă, sau poate scoate cameramanul din buzunar în 10 lei, face 500 cu McDonald's, cine știe, că el nu e în challenge, eu sunt în challenge și da. Hai să găsim cea mai ieftină cazare din București. În momentul de față avem doar un sub challenge bifat, adică că am băut. Am băut și pe ziua de azi, dar iar mi s-a făcut sete de nu mai pot. Așa că o să mă duc la McDonald's, că acolo e mâncarea mai ieftină, ce e și bună, ce să face, nu mințim. Și cred că cu undeva la 7,50 lei sau ceva în genul ăsta o să pot să-mi iau și un sandwich și un suc și o să pot să mănânc și să și beau. Și o să completăm practic și al doilea sub challenge, că am și mâncat. Iar acum o să mă pun pe căutat cazări ieftine, pentru că trebuie să dormim și noi undeva în seara asta, nu? Și avem doar 100 de lei. Știu că poate am trișat un pic în acest challenge și m-am folosit de telefon, dar asta este, trebuia să fac chestia asta, chiar dacă ăsta era din oficiu și îmi trebuia oricum să găsesc o cazare. În sfârșit am găsit și o cazare, costă doar 100 de lei, este în regim hotelier și este la Piața Romană. Nu este foarte departe de Unirii, dar nu știu cum o să ajung până acolo, pentru că nu-mi place să merg cu metrou, bani de Uber n-am, bani de taxi n-am, așa că cred că cel mai probabil o să mergem din nou pe jos încă un kilometru, doi sau cât or fi. Asta este Ștefănel, ne băgăm la jogging, ești nebun la cap. Hai să mergem la cazare, dar în drum trebuie să oprim undeva să mâncăm, că nu mai pot de foame. Ne vedem de la mâncare și după la somnic, că nu mai putem de somn, suntem epuizați. E bine, guys, inevitabilul s-a întâmplat. A venit noaptea, m-am grăbit extrem de tare, ne-am grăbit extrem de tare să ajungem și la Mac să nu închidă și să luăm de mâncare. Mă simt fix ca un copil în prima zi de școală cu pachetele de la mama și de la tati. Tot ce conține punga asta a fost 7 lei sau ceva în genul acesta. Și am vorbit cu băiatul de la cazare, m-a cunoscut, mare cunoscut, și de la 100 de lei mi-a oferit o super mega ofertă și mi-a lăsat apartamentul la doar 90 de lei și am rămas cu 2 lei. Maxis, ce credeți, doar pentru noaptea asta și special pentru mine. Deci pot să spune că am trișat un pic. Mergem, luăm mâncarea la apartament, o să mâncăm, o să bem și o să băgăm un mare pui de somn, pentru că nu mai pot, sunt extrem de extenuat. Dar întâi de toate, hai să vedem apartamentul și cum arată. Ok, guys, tocmai ce am ajuns la cazare, am luat mâncarea după noi, ne-am întâlnit și cu proprietarul, mersi mult de tot, salut. N-ai pentru ce, frate, deci omul ne-a salvat, ne-a oferit un mare, mare discount. Acum nu spunem de ce, de acolo pe Booking. S-a deschis lift, că nu-i bântuit aici. Nu-i bântuit, stai liniștit. Pe Booking arăta un preț mai mare, dar după am vorbit cu domnul proprietar și ne-a rezolvat acolo bam cu prețul. Sper că nu te super că mănânc în apartament. Nu, stai, n-am mâncat nimic. Hai să mergem să vedem apartamentul, ești nebun?
Să moară Jackson, cum arată, ești nebun la cap. Ia uite patul unde doarme picantul seara asta, bă, ești nebun la cap. Bă, tot să trăiești așa în fiecare zi cu 50 de bani, să moară Jackson. Cu doar 50 de bani, uitați-vă și eu, ce pat, ce mâncare, ce trai, ce trai, ești nebun la cap. Bă, uite, bam, avem și aici un din ăsta, așa, bam, bam, să ne călțăm o plantuță, o din aia, să mergem să vedem și băița. Bă, pleacă-vă de aici, bă, pleacă-vă, băiatule, bă, de aici. Bă, uitați-vă și m-am uitat și-i cățat, țăranul, țăran. Băi, fratele meu, bă, arată bine rău de tot. Gen, bine rău, nu mă așteptam, mă jur că nu mă așteptam pe cuvânt. Și piesa de rezistență, Living-ul. Mamă, care e destul de mare, avem și televizor. Nu spui că are și Netflix pe el. Are și Netflix, dacă vrei să te uiți. Are și Netflix. Tu, 50 de bani dintr-un parc, am ajuns să ne uităm la Netflix, să mâncăm McDonald's. Hai să punem asta aici, guys. Avem și bucătărie, avem aici bam, bam, bam și unii astea să ne gătim dacă vrem, hau, hau, hau. Băi, frate, arată absolut genial cazarea. Acum o să-mi pun mâncare aici pe masă, bro. Bro, ce să zic, îți mulțumesc mult încă o dată, eu mă pun să mănânc, că n-am mâncat nimic toată ziua, deci efectiv. Bă, s-a deschis și ușa, să moare Jackson. Bă, sigur nu e bântuit? Nu e bântuit, n-am închis să-i bine. Bă, să moare Jackson, mi-e frică. Bă, tu sigur nu mi-ai făcut discantul ăla, că s-o am tău. Nu, stai aici, ți-am făcut, ține-am făcut. Urmează că să moare Jackson, dacă nu, să dorm. Bă, fratele meu, băi. Acum o să mă pun să mănânc și după care mergem la somnic. Hai să vă arate picantul ce mănâncă el în această seară. Avem aici un pahar de suc. Puternic, mare, de buget. Și avem la piață Resistance Mac puișorul. Mamă, să mănânc acest Mac puișor câștigat prin muncă cinstită. Hai să nu facem mizerie la oameni. Să mâncăm acest Mac puișor prin muncă cinstită. Așa că pregătiți-vă de cel mai tare Mac Bang ciocăritor, cum vreți să voi. Mamă, McDonald's sponsor mică, nu prea avem bani. Nu știu cum să zic, adică mi-au pus pai, frate, bă, să moară Jacksana. Hai să vă arăt ce se întâmplă atunci când vrei să bei suc și n-ai pai. Dați ăsta jos și vezi. Mamă, ce bun e. Bă, când muncești pentru mâncarea ta, e mai bun, ești de mult la cap. A fost cel mai bun Mac puișor din viața mea. Am mai păsat o gură pentru diseară, poate mi-e pesete la noapte. Bă, Ștefănuț, eu, sincer, chiar nu mai pot. Am ajuns la capătul puterilor și am încheiat ziua cu un mare succes. Totul e posibil. Nimic nu e imposibil. Și brațul ăsta pe care l-am construit în trei luni, poate, nu știu, apar, nu mai știu nimic. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un comentariu puternic acolo dacă mai vreți vloguri de la mine, viața pe omegel și toate celelalte. Ștefănuț, te rugă frumos, țin niște becu că nu mai pot de somn. Să țin și lampa. Noapte bună!